Deci să mor dacă nu mi s-a părut că sunt mișcat. A clipit. Numai ce am atins păpușa aia. Și vă spun sincer că a început să mi se facă rău. Printre cele mai stranii locuri din Germania se numără și pădurea păpușilor posedate. De zeci de ani acest loc sumbru, parcă scos din filmele de groază, provoacă sentimente de frică și nesiguranță persoanelor care intră în aceasta. Cu toate că pădurea nu are dimensiuni considerabile, păpușele blestemate spânzurate în copaci o fac cu totul deosebită. Nu se știe cu exactitate cine sau de ce au adus acele păpuși în pădure, dar majoritatea oamenilor susțin că pădurea este locul de adunare a unui cult satanist din zonă, care în anumite perioade ale anului practică ritualuri voodoo în acea pădure, păpușile nefiind altceva decât temnițe ale sufletelor persoanelor blestemate de aceștia. Salut fraților, eu sunt Lauțu și după multe ore de mers, în sfârșit am ajuns și în acest loc, în pădurea Stranie. Cu toate că nu este o pădure foarte mare, este printre cele mai stranii locuri din Germania. Observ că la început, la intrare în pădure, nu este nicio păpușă, dar o să mergem să explorăm toată pădurea, să vedem ce găsim, dacă este la fel ca în imaginile de pe internet. Dar înainte să intrăm în pădure, vreau să fac un lucru. Trebuie neapărat să-mi iau aceste mănuși, pentru că am de gând să pun mâna pe păpuși și cine știe cu ce vrăji sunt pe ele. Așa că am spus să nu risc. Iar acum cred că totul este pregătit să înaintăm în acest loc bântuit. Cred că putem merge pe aici. Mamă, dar e o pădure foarte, foarte ciudată. Câte observ, o mulțime de copaci sunt căzuți. Încă nu am văzut nicio păpușă, dar cred că locul cu păpușe în centrul pădurii. Fraților, nu știu cum vi se pare vouă locul ăsta la prima vedere, dar pe mine, sincer, mă spăimântă, pentru că e o pădure care îți dă un sentiment foarte, foarte straniu și se aud tot felul de zgomote prin copaci. Chiar acum uitam să văd dacă nu sunt cumva agățate mai sus. Deci e clar că în această pădure e o energie. Și cred că am găsit prima păpușă. Deci cum v-am spus, am găsit prima păpușă. Sau mai bine zis părul de la o păpușă. Deci e clar că ăsta e locul. Și încă ceva. Picior de bebeluș legat cu scoară și am găsit și brațul. Mamă, ce straniu arată. Deci fiți atenți. Parcă ar fi cu sânge. E creepy rău. Fraților, cred că am găsit centrul pădurii, locul în care sataniștii își fac ritualurile voodoo. Spuneți voi că nu e creepy. Cipiță. Spânzurat. Locul ăsta îmi dă o stare foarte, foarte nașpa. O să-l pun de unde l-am luat. Fraților, mă bucur foarte mult că am găsit centrul pădurii, că într-adevăr sunt păpuși în acest loc. E plin de păpuși, încă nu m-am uitat peste tot. Da, ce-i drept, îți dă un sentiment foarte, foarte straniu. Deci priviți aici. Numai și numai păpuși cât vezi cu ochii. De ani de zile
să prinzi. Ce nebunie, băi, frate, haide acum. Și văd că sunt și lumânări. Clar că cineva face aici ritualuri satanice, voodoo. Nu cred să fie o poveste. Încă un picior. Straniu rău. Deci efectiv toate picioarele, toate părțile păpușilor sunt parcă spânzurate cu sfori. Horror. Doar mâini, picioare pe jos. Mă simt de parcă aș fi într-un film de groază. Ai de cap, nu fiți atenți. Păpușa asta e extrem de grea și pare a fi arsă sau băgat în ceva lichid, topit, nu știu. Doar capul de bebeluș cât de scos. Mamă, băi, frate. Fiți atenți aici. Spuneți voi că asta nu e creepy. Fiți atenți ce e aici. Unde capul meu? Bă, frate, priviți asta. Deci să mor dacă nu mi s-a părut că sunt mișcat. Deci priviți păpușa asta. Mamă. Nu știu, da. Când mă uit la papușă și când o ating, am un sentiment foarte, foarte ciudat. De parcă e ceva rău, nu știu. Care îmi transmite o stare negativă. Deci fiți atenți că i-a ieșit ceva negru din ochi și din gură. Cât de normal să fie asta? Cum e asta? Ce i-a ieșit din ochi și din gură? Eu chiar cred că păpușile astea, locul ăsta e bântuit. Numai ce am atins păpușa aia și vă spun sincer că a început să mi se facă rău, e foarte greață, îmi vine să vomit și mă simt foarte, foarte amețit. M-am pus jos să-mi revin puțin. Mamă! Hai să vezi ce e aici! Hai să vezi!
Bă, nu pot să cred. Și am trecut pe lângă ea. Am de gând să iau o păpușă acasă, păpușa care mi-a dat fiori. Și de ce vreau să fac nebunia asta, cu toate că poate e blestemată sau e făcută pe afarmece, vreau să o iau acasă și să o filmăm. Pentru că dacă într-adevăr e o păpușă blestemată, se vor întâmpla lucruri ciudate. Vreau să o las peste noapte, să o filmez și tot o să fie postat aici pe canal.